Revenim la imaginile momentului, așa cum vă spuneam, străzile din Bruxelles sunt blocate de sute de tractoare din Belgia, dar și din alte țări europene. În zonă este fum negru, iar protestatarii dau cu petarde. Acest protest are loc în timp ce, la câteva sute de metri de depărtare, este Consiliul European Extraordinar, se desfășoară acesta și mergem chiar acum la Bruxelles, unde este și trimisul nostru special, Alin Borcea. Alin, te ascultăm. Vedem peste tot în jur oameni de rând, simpli trecători care au venit pur și simplu să-și facă o poză și să asiste și ei la acest protest al fermierilor. Nu este clar dacă îl susțin, dar au venit de parcă ar fi un eveniment public. Asta spune multe despre cum sunt obișnuiți belgienii cu astfel de proteste, chiar în inima capitalei lor și chiar în inima Uniunii Europene. Proteste cu care noi nu suntem atât de familiarizați. Ce cer acești protestatari? Pentru că au mai multe dorințe pe care vor să le transmită oficialilor europeni. Sunt împotriva unui acord de liber schimb cu țările din America de Sud, care cred ei că ar aduce și mai multe produse agricole ieftine pe piețele europene. Vor o reducere a birocrației, vor o reducere, o scădere a numărului de reguli pe care trebuie să le respecte agricultorii. Vor de asemenea și diminuarea efectelor politicilor ecologice, ecologiste, ale Comisiei Europene asupra fermelor. Foarte mulți dintre acești protestatari spun că aceste politici ecologiste îi afectează pentru că nu pot să mai producă. Și am văzut deja, sunt semnale că oficialii europeni sunt dispuși să acorde câteva concesii. Am văzut ieri Comisia Europeană a dat câteva derogări de la anumite norme. Erau unele dintre cerințele mai ușor de îndeplinit ale protestatarilor, dar celelalte rămân în continuare nerezolvate. Vedem. Fumul este destul de necăcios aici în piața Luxemburg din cauza incendiilor întreținute de deșeuri și de anvelope. Și vedem, și acum vă arată și colegul meu acest cadru, cu Parlamentul European în fundal, acoperit cu un strat de fum negru și această statuie a unui mare industriaș belgian, monument istoric, vandalizată de acești protestatari. Dar demonstranții, în ciuda tentativelor de violență din această dimineață, par în general pasnici. Este plin de jurnaliști internaționali aici în piața Luxemburg, din centrul Bruxellesului. Toți, din toate țările, au venit să transmită acest protest uriaș care a blocat centrul capitalei Belgiei și centrul capitalei europene. Repet, 1000 de tractoare sunt în prezent în inima Bruxellesului, blochează străzile care duc către principalele instituții europene și vor continua să le blocheze până în această după-amiază. Cel puțin așa au spus reprezentanții fermierilor, nu ar fi exclus ca acest protest să continue. De la Bruxelles, pentru Digi24, Alin Borcea și Eugen Sandu. Și aceste imagini pe care le vedeți chiar acum sunt tot din Bruxelles, imagini în direct de acolo, așa cum ne relata și trimisul special Digi24, Alin Borcea. Sunt proteste de amploare și violență. Dacă zilele trecute, de exemplu, vorbeam despre ce se întâmplă în Franța, că mai multe rute importante au fost blocate de către fermieri cu tractoare și cu baloți de paie, iată că acum fermierii au aprins focul și forțează intrarea în Parlamentul European. Au intervenit scutierii acolo și intervin în continuare cu tunurile cu apă. De altfel, dacă este să vorbim despre 1000 de tractoare care se află în plină stradă, asta în timp ce șefii de state și de guverne s-au reunit în acea ședință a Consiliului European. Agricultorii sunt în continuare foarte furioși pentru că sunt anumite concesii care au fost făcute de Bruxelles, însă spun că nu sunt mulțumiți de ceea ce li s-a oferit până acum și nu vor reuși pe parcursul acestui an 2024 să reziste, pentru că aceasta este marea lor cerință, să fie sprijiniți de către statele europene. Despre subiect pe larg, nu doar despre acesta, dar începem comentariul cu acesta. Invitatul meu este profesorul Cristian Pârvulescu, politolog. Mulțumesc tare mult, domnule profesor, pentru prezentare.
prezența la știrile zilei. Mulțumesc pentru invitație. Proteste care nu vor ceda, de fapt fermierii, agricultorii, transportatorii nu vor ceda foarte ușor. Este lesne de înțeles prin mesajele pe care nu le transmit. Nu este deloc lesne de înțeles. Sincer, eu sunt dintre cei care nu înțeleg deloc rațiunea acestor proteste, pentru că vedeți dumneavoastră interesul particular e pus înaintea interesului general. Vin de la Bruxelles. Interesului colectiv, spuneți. Interesului general al nostru, al tuturor. Și când vorbim despre asta, vorbim în primul rând despre încălzire globală și dezastru care urmează. Și știm că ticăie ceasul în acea direcție. În același timp, vedem că sunt grupuri de oameni foarte mici. Vorbim de câteva sute de oameni cu câteva sute de vehicule care blochează diferite artere din Europa. Dacă îi adunăm pe toți, nu știu dacă strângem 20.000 în întreaga Europa, care fac tot felul de demonstrații, care vor acces privilegiat la resurse. Sigur, politica este o alocare de resurse și este unul din mijloacele prin care faci presiune. Dar aici nu este vorba doar de o simplă alocare de resurse. Ceea ce vor este să pună în paranteze politicile care vizează viitorul nostru, spunând Europa pierde din competitivitate în raport cu alte zone agricole, spre exemplu Asia, zona extraeuropeană, discuția cu Ucraina și așa mai departe. Problema e că dacă Europa nu dă un exemplu, când căldura va fi atât de mare încât nu vom mai putea trăi, se vor fi simțit în vreun fel responsabili pentru ceea ce se întâmplă. Mie mi se pare că este o viziune extraordinar de îngustă. Și da, spuneați mai devreme, spunea și Alin Borcea de la Bruxelles, că există disponibilitatea Comisiei de a face concesii. În realitate sunt, de fapt, niște concesii minore. Adică e vorba de un an de zile de amânare a unor decizii, dar în realitate Comisia nu poate să pună în discuție întregul său program. Și apropo, ceea ce doresc acești oameni, sigur, ei au niște probleme, este evident, modelul lor economic nu este adaptat, sunt în mare măsură afectați, dar nu vom rezolva problemele noastre ale tuturor în felul acesta. În niciun fel. Prin astfel de manifestări? Nici prin astfel de manifestări și nici prin negarea problemelor ecologice care există. Temperaturi de 30 de grade în ianuarie în Spania sunt anormale și nu sunt accidentale. Țara fiind în alertă acum, fiind restricții, de exemplu, la consumul de apă. Bineînțeles. Pentru că și este secetă profundă. Este exact. Secetă și secetă este și în Italia și în Franța de foarte multă vreme. Și în toate aceste țări, temperaturile atinse în aceste anuri. Da, adică îi pun în pericol tocmai tranziția aceasta de care noi absolut, avem nevoie. Este o parte importantă, agricultura. Nu este, știu că unii, chiar și în România, spun, de fapt, Comisia nu s-a gândit. Atacurile împotriva lui Timmermans, Forstul, da. Comisar care s-a ocupat de această problemă înainte de a candida în alegerile olandeze anul trecut, sunt permanente, le vedem în special din zona extremei drepte, dar în realitate vedem că an de an situația se înrăutățește. Sigur. Și nu luăm măsuri. Și una din probleme este legată de modelul de agricultură pe care îl practicăm aici, aiurea. Ori ca să putem să dăm un exemplu, trebuie să avem niște criterii foarte clare. Da, trebuie să protejăm mărfurile europene, pentru că aici există tot felul de speculatori care încearcă să introducă mărfuri ieftine din afara spațiului european. Trebuie să protejăm asta, dar nu trebuie să renunțăm la politicile pe care le avem. Și în plus aceste violențe pentru că imaginile pe care le-ați dat erau din Place Luxemburg, care este piața de lângă Parlament. Deci cel care este atacat e Parlamentul, nu Consiliul. Nu s-au putut apropia de piața Schumann, care este la 500 de metri de piața Luxemburg. Bine, sunt clar că sunt și fermieri care, chiar dacă sunt nemulțumiți, nu sunt de acord cu astfel de proteste sau nu sunt de acord cu felul în care se exprimă toate cerințele pe care ei le au. Probabil, nu, sunt foarte multe, vorbeați de Franța, sunt foarte multe categorii de fermieri. Președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură din Franța este un domn care se numește Rousseau, un mic fermier care are afaceri de 9 miliarde de euro. Are o firmă, Avril, al căror produse ajung și în frumoasa noastră țară. Și dumnealui sufocat la mâneci și pe un teren fotografiindu-se vrea să ne convingă că este un mic fermier. Pentru că problemele nu sunt aceleași. Tineri fermieri, fermieri cu experiență, sunt probleme diferite care trebuie tratate în mod diferit. Și ceea ce Comisia prin tranziția justă încerca să realizeze, poate nu foarte bine.
Dar eu am participat la discuții cu fermieri, deci nu sunt chiar în necunoștință de cauză. În Irlanda, spre exemplu, unde am discutat pe tema asta și știu care sunt problemele fermierilor. Sunt reale. Și vorba de o schimbare a modelului. Dar știți, folosesc acest moment aparent apolitic, dar în realitate lucrând din plin pentru extrema dreaptă. Aș vrea să vorbim, domnule profesor, și despre ajutorul pentru Ucraina, pentru că ați menționat, dar vorbim de acel ajutor de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, adoptat în unanimitate, după cum a anunțat chiar președintele Consiliului European, la finalul unei ședințe de doar 10 minute. Surpriza aici, adică de ce aș vrea să-l discutăm, pentru că toți liderii, vorbim de toți cei 27, au convenit asupra acestui pachet suplimentar, înseamnă că a fost votat pentru, în unanimitate, inclusiv de premierul maghiar Victor Orban. Și toată lumea se întreabă în acest moment cum a fost convins Victor Orban să spună da. Păi, în primul, ce a primit sau dacă a primit ceva. Mai bănuiesc că a primit și data trecută în decembrie și anume o dezghețare. Știți, Ungaria este un contraexemplu în ceea ce privește statul de drept și democrația. Este de fapt un stat autoritar în inima Uniunii Europene pe care acest regim a fost tolerat prea multă vreme de Uniunea Europeană, iar când în final au găsit niște proceduri, ele nu puteau fi aplicate. Nu puteau fi aplicate pentru că Ungaria reușea să le blocheze împreună cu Polonia. Acum ați văzut deja că Donald Tusk a fost cât se poate de dur cu Victor Orban, spunându-i, dacă nu îți place Uniunea Europeană, poți foarte bine să pleci. E adevărat însă că între timp Orban ar putea încerca să se alieze cu primul ministru slovac, doar că nici primul ministru slovac nu se simte foarte bine. În sensul că nu are o majoritate clară și poate oricând să se trezească fără majoritate. Și atunci Orban nu are o marjă de manevră la fel de mare ca acum 6 luni de zile, dar cu siguranță a primit în schimb ceva, și anume dezghețul, măcar parțial, a fondurilor de care are atâta nevoie Ungaria, pentru că Ungaria se află într-o situație economică foarte proastă, are nevoie de banii din PNRR, dar nu îndeplinește condițiile democratice pentru a primi acei bani. Da, aș vrea să vedem și ne ajută colegii imediat și fotografiile în care apare și președintele Klaus Iohannis. Acestea sunt cele din care spunem noi în spatele ușilor închise, însă este și o fotografie pe care, cu ajutorul dumneavoastră, domnule profesor, chiar aș vrea să o comentăm. Interesant însă dacă mai departe poziționarea lui Victor Orban va fi cu totul alta decât, la aceasta mă refer, aceasta este fotografia de care menționam. Dacă este să citim mesajul acesta doar non-verbal, cum putem să-l descifrăm? Putem să spunem că, spre deosebire de majoritatea românilor care consideră că președintele Iohannis nu are autoritate, se pare că în fața lui Victor Orban are întreaga autoritate necesară. Sigur, e o fotografie, o fracțiune de secundă care a fost surprinsă, dar cât de elocventă este. Pentru că, pe de o parte, vedem ironia președintelui român, pe de altă parte, considerația care nu știu cât de mult este trucată a primului ministru maghiar. Știți, de altfel, că primul ministru maghiar, inclusiv în 2019, a fost cât se poate de deschis față de președintele Iohannis, deși ar fi putut să-i creeze foarte multe probleme. Și spun asta pentru că au existat relații speciale între Orban Victor și Liviu Dragnea, spre exemplu. Da. Iohannis la Bruxelles este cu totul altceva decât Iohannis la București. Are o altă imagine, este respectat, are și 2 mandate aproape de sfârșit, evident, are o experiență extraordinară, dar dacă comparați Traian Băsescu cu Klaus Iohannis în același moment, o să-l vedeți pe Traian Băsescu în al 10-lea an de mandat, izolat și incapabil să se relaționeze, pe câtă vreme Iohannis este în plină formă. De fapt, e în elementul său la Bruxelles, președintele României, se simte foarte bine acolo, se simte, aș putea spune, mult mai bine decât la București. Cel puțin așa apare, inclusiv din poze. Da, mulțumesc tare mult, domnule profesor, pentru prezență, mulțumesc pentru toată discuția. Mulțumesc și eu.